În ultima săptămână, Kelsey ajunsese la un punct de ruptură. Copilul ei se purta ciudat, iar ea încerca cu disperare să găsească răspunsuri la îngrijorările ei tot mai mari. În grabă, a traversat aleea și s-a apropiat de peluza vecinului ei. Misterul din jurul comportamentului fiului ei îi consumase gândurile de zile întregi. Dar când a ridicat capacul coșului de gunoi al vecinului ei, inima i s-a înfundat. Motivul pentru comportamentul ciudat al fiului ei a devenit imediat clar. La început, când Travis a început să arate spre coșul de gunoi al vecinului, Kelsey l-a găsit simpatic. A pus-o pe seama curiozității sale naturale față de lumea din jurul său. Cu toate acestea, pe măsură ce zilele treceau și Travis continua să stea la fereastră, plângând și fixând coșul de gunoi, amuzamentul inițial al lui Kelsey s-a transformat în îngrijorare. În a treia zi, și-a dat seama că trebuie să acționeze. Îngrijorată de bunăstarea fiului ei, Kelsey l-a dus de urgență la doctor. Nu putea scăpa de sentimentul că ceva nu era în regulă, ca și cum Travis ar fi încercat să comunice ceva important, dar nu avea cuvintele necesare pentru a se exprima. Stând în sala de așteptare alături de fiul ei, un sentiment de groază a cuprins-o. Dacă Travis era bolnav? Dacă trecuse cu vederea ceva crucial? Habar nu avea ce avea să-i aducă ziua aceea. După 10 minute chinuitoare, medicul a apărut în sfârșit în sala de primire și a strigat-o pe nume. Cu anxietate în ochii ei căprui, Kelsey și-a luat fiul în brațe și l-a urmat pe doctor pe coridor. Odată ajuns în cabinetul doctorului, acesta a întrebat, ce va duce astăzi aici? Pe măsură ce Kelsey a început să explice situația, a observat o expresie ciudată pe fața doctorului. La început, a interpretat-o drept îngrijorare, dar, pe măsură ce a continuat, a observat că sprânceana lui s-a atenuat treptat. Când ea a terminat de povestit, el a dat din cap, luând notițe în carnețelul său. Doctore, ce părere aveți? A întrebat ea. El și-a scos ochelarii și, întâlnindu-i privirea, a dat din cap liniștitor. Fiul de vâsă. Va fi bine, dar ar fi înțelept să inspectați coșul de gunoi. Ar putea fi ceva important înăuntru. Pe drumul spre casă, Kelsey nu se putea opri din reluarea cuvintelor doctorului în mintea ei. Dacă avea o bănuială? Dacă era într-adevăr ceva important în coșul de gunoi? Curiozitatea o rodea. Imediat ce au ajuns acasă, Kelsey și-a luat fiul în brațe. Când ochii lui au ajuns la coșul de gunoi, a început imediat să arate cu degetul spre el. Hotărâtă să afle adevărul, a decis să investigheze. De data aceasta, ținându-și copilul pe șold, Kelsey a închis portiera mașinii și a traversat cu precauție aleea. S-a uitat în jur pentru a se asigura că nu o urmărește nimeni, apoi s-a pregătit să scotocească prin coșul de gunoi al vecinului ei. Nevăzând pe nimeni în apropiere, s-a apropiat de coș și a ridicat cu grijă capacul. Totuși, când a văzut ce era înăuntru, i-au dat lacrimile. Priveliștea era mult mai sfâșietoare decât și-ar fi putut imagina. Trăind în Tampa, Florida, Kelsey Anderson era mândră că era o mamă și o soție devotată și grijulie. În rutina zilnică a gătitului, a curățeniei și a îngrijirii copilului ei în timp ce soțul ei era la muncă, se considera piatra de temelie a fericirii familiei sale. Deși a fi o soție și o mamă casnică implica și provocări, Kelsey le-a acceptat din toată inima de dragul familiei sale iubite. Ea credea că trăiesc o viață ideală, fără să fie conștientă de fisurile de sub suprafață. În fiecare dimineață, Kelsey se ridica din pat la ora 7 AM. După ce făcea duș, își aranja meticulos părul și se machia, apoi își alegea ținuta pentru ziua respectivă înainte de a se îndrepta spre bucătărie pentru a pregăti micul dejun pentru familia ei. Adunați în jurul mesei din bucătărie, ei au savurat împreună masa de dimineață înainte ca soțul ei, Austin, să plece la serviciu. Odată rămasă singură acasă, Kelsey își începea rutina zilnică de curățenie. Dar în ceea ce părea a fi o zi obișnuită, în timp ce sorta rufele, a dat peste ceva neobișnuit. Într-o zi obișnuită de vineri,
Austin era absorbit de muncă în timp ce micuțul Travis dormea liniștit. În acest timp liniștit, Kelsey se ocupa de obicei de rufele care se adunaseră de-a lungul săptămânii. În timp ce aduna coșurile de rufe din baie și începea să sorteze hainele, ceva ciudat i-a atras atenția. Într-unul dintre buzunarele lui Austin, a găsit ceva neașteptat. Perplexă, a luat pantalonii și a început să scotocească prin buzunare, găsind în cele din urmă o bucată mică de hârtie, bine împăturită. Desfăcând-o încet, a găsit înăuntru o chitanță. Confuză, a scanat articolele listate, dar două dintre ele i-au atras atenția. Unul era o sticlă de vin roșu scump, iar celălalt mai multe buchete de trandafiri. Dar pentru cine naiba le-a cumpărat? Kelsey și-a petrecut întreaga zi întrebându-se. În mod normal, el cumpăra trandafiri și vin roșu pentru ea. Era sigură că trebuie să existe o explicație rezonabilă. Ea și-a văzut de treburile casnice, dar când Austin s-a întors acasă, l-a întrebat imediat despre asta. Dragă, pentru cine ai cumpărat trandafiri și vin roșu? Dar el nici nu a tresărit. Austin și-a așezat servieta lângă el și, mergând spre soția lui, a sărutat-o pe obraz. Ți-am spus săptămâna trecută că ziua de naștere a lui Tiffany este săptămâna asta. Le-am cumpărat pentru a le duce la birou, a spus el. De îndată ce i-a reamintit acest fapt, ea a răsuflat ușurată. Tiffany lucra la recepția lor, iar compania lor îi răsplătea adesea pe angajați cu cadouri scumpe de ziua lor. Toate îndoielile pe care le simțise mai devreme s-au topit când și-a îmbrățișat soțul strâns. Kelsey și Austin avuseseră întotdeauna o relație minunată. Când au început să se întâlnească, Kelsey avea o slujbă extrem de stresantă și se plângea constant de asta. Știind cât de mult o ura, el a lăsat-o să devină casnică, iar ea i-a fost mereu recunoscătoare pentru asta. De la nașterea fiului lor, fuseseră mai apropiați ca niciodată, dar Kelsey nu avea nicio idee că acest lucru se va schimba în următoarea săptămână. A doua zi, Travis a început să se comporte destul de ciudat. Dimineața de vreme, Kelsey și-a auzit fiul scâncind din camera de zi. S-a grăbit să-l verifice, dar nimic nu ar fi putut o pregăti pentru ceea ce a găsit. Când Kelsey a intrat în sufragerie, a fost surprinsă să-și găsească fiul stând la fereastra ușii de la intrare, uitându-se afară și arătând cu degetul spre ceva. Curiozitatea a pus stăpânire pe ea și a decis să arunce o privire. S-a apropiat încet de fiul ei din spate și a aruncat o privire peste umărul lui, dar nu era nimic neobișnuit. Vecina ei Molly pur și simplu ducea gunoiul. Dacă ar fi știut adevărul. Ea a ridicat din umeri și, zâmbind, și-a luat băiețelul, strângându-le la șold. Dar în timp ce se îndepărtau de fereastră, fiul ei își ținea ochii fixați pe ea. Aceasta nu a fost o întâmplare singulară. În următoarele câteva zile, același lucru s-a întâmplat în fiecare dimineață. În timp ce ea pregătea mâncarea pentru fiul ei, el stătea în sufragerie, uitându-se pe fereastră, arătând spre stradă și văitându-se, insistând ca mama lui să arunce o privire. Dar asta nu era tot. De fiecare dată când ea îl lua în brațe, el făcea o criză de nervi și încerca să se întoarcă la fereastră. Părea că vrea ca ea să vadă ceva, dar de fiecare dată când ea verifica, nu era nimic acolo. Pe măsură ce zilele treceau, ea devenea tot mai îngrijorată de comportamentul lui ciudat. Dar era cu adevărat ceva de care să se îngrijoreze. A decis să nu stea prea mult pe gânduri. Știa că copiii de vârsta lui sunt curioși din fire și, din câte își putea da seama, el nu părea bolnav sau tulburat. Într-o dimineață, Kelsey a ajuns în cele din urmă la punctul ei de rupere. Imediat ce Austin a plecat la muncă, băiețelul ei a ieșit din casă și s-a îndreptat spre coșul de gunoi al vecinului. Kelsey era chiar în spatele lui. Ce naiba îl apucase? L-a prins chiar înainte ca acesta să poată deschide capacul și l-a târât înapoi în casă, lovind și țipând. Atunci a decis să-și consulte medicul. Ceva nu era în regulă și avea nevoie de răspunsuri. În acea zi, în timp ce Austin era la serviciu,
i-a adus pe fiul lor la medic, sperând cu disperare că va afla ceva. În timp ce îi povestea doctorului, a observat nesiguranță în ochii lui. La început, a crezut că pare îngrijorat, dar pe măsură ce a continuat, a văzut cum încruntarea dintre sprâncene îi se estompează încet. Când i-a terminat de explicat, el a dat din cap și și-a notat ceva în carnețel. Deci, ce crezi, doctore? A întrebat ea. El și-a scos ochelarii și s-a uitat la ea, dând din nou din cap. Fiul de vâsă. Va fi bine, dar ar fi bine să verificați coșul de gunoi. S-ar putea să fie ceva acolo. Ea a dat din cap, cu mintea înnebunită de 1000 de gânduri, în timp ce se ridica lângă fiul ei. Oh, și încă un lucru, doamna Anderson, a adăugat medicul, ar fi mai bine să verificați astăzi, înainte să vină mâine camionul de gunoi. Ea a dat din nou din cap și a părăsit cabinetul, dar pe drumul spre casă, nu se putea opri să nu se gândească la ceea ce spusese el. El avea dreptate. Trebuia să afle ce se afla în acel coș de gunoi. Drumul i s-a părut că durează ore întregi, dar, în cele din urmă, a ajuns acasă. De îndată ce Kelsey a desfăcut centura fiului ei de pe scaunul din mașină și acesta a văzut coșul de gunoi, a început din nou să se vaite, arătând spre el. Destul a fost destul. În cele din urmă, ea a decis să se uite înăuntru. Deși nu se aștepta să găsească nimic important, viața ei urma să se schimbe pentru totdeauna. Ținându-și copilul aproape, a încuiat portiera mașinii și a mers încet pe alee. S-a uitat în jur pentru a se asigura că nu o urmărește nimeni, apoi s-a pregătit să se uite în coșul de gunoi al vecinului ei. Coasta era liberă. Când a pus mâna pe capac și l-a ridicat încet, a fost îngrozită de ceea ce a văzut, 10 de buchete de trandafiri și aceeași sticlă scumpă de vin pe care o văzuse pe chitanța soțului ei. Cutia era goală, dar mai era ceva. Deasupra mormanului era un bilet pe care scria, te iubesc și mi-e dor de tine. Cu dragoste, Austin. Șocată, a recunoscut instantaneu scrisul de mână al soțului ei. În acea zi, după ce micuțul Travis a adormit, Kelsey s-a așezat în bucătărie. Nasul îi era roșu, iar ochii erau umflați de la atâta plâns. Nu se putea gândi decât la aventura soțului ei cu vecina. A așteptat ore întregi, dar, în cele din urmă, a auzit mașina lui Austin intrând pe alee. Se hotărâse să-l înfrunte. Când a intrat în casă, a fost uimit să găsească trandafirii ofiliți, sticla de vin goală și biletul scris de mână așezate pe masă în fața ei. S-a holbat la ea într-o tăcere mormântală. Știa că a fost prins. M-am gândit de fiecare dată când te-ai dus acolo să-i ajuți cu instalațiile sanitare, a spus Kelsey cu amărăciune, râsul ei fiind nuanțat de furie. În acea noapte, cuplul a avut o ceartă masivă. Austin a implorat-o să o ierte, dar ea a refuzat. În ultimii 10 ani, ea a fost alături de el, doar pentru a descoperi acest adevăr teribil. Ea nu mai voia să aibă de-a face cu el. Până la sfârșitul nopții, el plecase, cu o valiză în mână. Chiar a doua zi, Kelsey a sunat la un avocat specializat în divorțuri. Și uite așa, povestea lor de dragoste s-a terminat. Din acel moment, Kelsey a trebuit să învețe cum să-și crească singură copilul, dar i-a fost veșnic recunoscătoare pentru că a ajutat-o să descopere adevărul. În cele din urmă, a învățat să meargă mai departe, dar nu îl va uita niciodată pe bărbatul care a trădat-o în cel mai de neiertat mod imaginabil.